conservarea obiectivelor de patrimoniu istoric, mobile și imobile. Un asemenea obiectiv nu se realizează pe baza unui proiect realizat de un proiectant oarecare sau și reparat sau restaurat de o firmă oarecare. Toate acestea se fac cu aprobările Ministerului Culturii, ale Direcției Monumentelor Istorice, care aprobă atât proiectele, atât proiectantul care execută proiectul, deci trebuie să fie persoane agreate cu anumite atestări în restaurarea monumentelor istorice, iar firmele constructoare trebuie de asemenea să îndeplinească astfel de condiții de eligibilitate ca să poată participa cel puțin la licitațiile de organizare a concursurilor pentru proiecte și apoi pentru restaurare. Și eu de aceea, de plină cunoștință de cauză, repet, zic să lăsăm aceste chestiuni legate de fondurile și sumele ce presupun restaurarea obiectivelor istorice, că nu ne pricep. Să lăsăm Ministerul Culturii. Da, iertați-mă, să-mi duc până la capăt ideea, nu v-am întrerupt. Prin urmare, eu propun ca opinie, bazându-mă pe argumentele pe care vi le-am enunțat anterior, să lăsăm specialiștii din Ministerul Culturii să aprobe atât proiectul, cât și valoarea necesară restaurării. Că noi nu știm ce se află sub lucrarea metalică, sub soclu și așa mai departe. Vă rog, permiteți.